3 ani a durat, dar autoritățile medicale trebuie acum să recunoască. Imunitatea naturală la COVID-19 există și funcționează. Un studiu publicat într-una dintre cele mai prestigioase reviste medicale din lume, The Lancet, arată că imunitatea dobândită după infectarea cu COVID a protejat 78,6% de reinfectare în cazul primelor variante și aproape 40% la Omicron. Potrivit Wall Street Journal, medicii cu putere de decizie din SUA s-au temut că dacă ar recunoaște imunitatea naturală, ar descuraja oamenii să se vaccineze. Rețelele de socializare au cenzurat postările despre imunitatea naturală. Facebook restricționează încă acest tip de conținut. Dacă acum avem clar cifre despre imunitatea naturală, nu știm cum a fost posibil să apară pandemia și cum s-a răspândit virusul, pentru că mai avem un raport, de data asta de la Departamentul pentru Energie din America, care afirmă că virusul a fost scăpat din laborator. Asta susține și FBI-ul. Alte patru agenții susțin că a fost vorba de transmitere naturală, iar OMS, care s-a întors în 2021 din China fără nicio concluzie, după o lună de anchetă, a început să pune cap la cap informații, dar care nu ajung nicăieri pentru că nu are cu cine coopera. Așa că a renunțat, nu continuă studiul despre originea virusului.